să intru. Uite, aici e loc fain de mâncat. Bună, Bianca, ce faci? Ia și mezi. Da, putem să luăm. Nu, că se spară, Bianca. Ai găsit ceva? Saltea. Ah, serios? Da. Una? Mamă, dar asta o știu congelat. O mâncăm? Ce-i conservă? Plus că e fie în asta. Da. Ți-am zis, ca și pe bucegi, exact aceeași privire. Deci eu ca și cum sunt pe bucegi. Bună! Măi, eu am dreapta vă prapastei. Da, trec pe cărarea asta. Deci eu nu mai vorbim. Bă, dar nu, de alt trebuie să o luăm. Am luat dreapta acolo. Da, dar aici nu mai este niciun semn. Mai îmi place ceva? Nu era cărare în sus? Cum ajungi pe creasă? A, uite crucea. Aia chiar ea vorbea serios. Da, dar tu l-ai văzut, nu?
Bă, dar ce zoom ai! E tele! E noroi! Dar zăpada ne-a cam luat pe nepregătite. Și uite o bornă. Și o altă pe aia. Cred că e continuarea sadului. Dar cred că e drumul pe aici, vara. Coborâ din iarnă și am aterizat în vară. Colo, tu spui niată pătrățirile strâng ca și colo. Uite o bornă. Asta ce înseamnă? Nu știu ce înseamnă. A,
Asta nu-i lac, e râu. E râu? A, ce bine să fac acum, să-mi bag picioarele, pleacă zi. Nu mă uda. Nicu, ce părere ai avut despre această, acest traseu? Bine, în afară de semnul ăsta, mirobolan. Împărtășește cu noi trăiri, sentimente. Ce te-a făcut să alegi acest traseu? Hai că suntem la interviu. Recomandări? Cine ți-a recomandat? Dă niște nume să facem puțină publicitate, poate luăm niște bani. A, uite, nu, n-avem cum să ratăm și asta, stai. Țineți ideea. Continuă. Așa, deci cine ți-a recomandat? Și eu când vrea să încheie interviul, apasă pe tot și atunci e rec. Nu mă, că înregistrează. Mai fac eu dintre astea, dar nici chiar. Așa, Cezar, care e Cezar? Spune-ne mai multe despre Cezar. Care a făcut același trasă. Ah, ok. Am înțeles. Zincuța, ce ne poți spune despre această experiență? E într-un mare stil? Da. Poți detalia, te rog frumos? Eu zic că se vede doar pur și simplu că picioarele mele înainte și asta... Nu, sunt tot acolo. Sunt tot acolo. Eu în interior simt altceva. Ai recomanda pe viitor? Prietenii mai bune? Da. Bun, domnul, hopa, s-a închis. Cred că filmează în continuare, nu? Da. Dar eu vreau să te văd. Domnule Lucian, spuneți-ne despre această scurtă călătorie, cum vi s-a părut? Această călătorie... Această... Bun, și... Ce? Hă? Da. Ce-am zis? Impresii. Continuăm. Am zis că... Hai că se termină bateria, am nevoie, aștept impresii, păreri. Mi-a plăcut foarte mult traseul, una, peisajul a fost... Foarte frumos. Poți să sun pe Daniel ca un plan. Bun, altceva. Și abia aștept următoarea noastră. Următoarea noastră? Luciana, să mai vorbim despre asta. Următoarea? Atunci abia aștept următoarea excursie de genul. Chiar cineva părerea, dacă nu pur și simplu l-a spus și eu așa. Da. Dar îmi place eu frumos. Opa, cred că n-ai fost în cadru, dar e ok, e bun. Și am ajuns, flămâzi, înghețați. După 7 ore de mers. Nicu, o ultimă impresie pentru fanii tăi? Nu ai nicio impresie pentru fanii tăi? Bune în viață. Da, și dacă mergeți pe Via Transilvania și... Nu vă luați la Transilvanica. Așa. Nu vă luați după nimeni, mergeți, creați-vă propriul traseu, că dacă mergeți după alții, nu-i bine deloc. Nu mergeți după indicatoare, mergeți cum vă taie capul, creați-vă propriul traseu. Exact, cum simțiți, așa mergeți. Da, mai desenați ce voi niște trasee de acolo. Și chiar dacă e un semn cu atenție la urși, noi n-am văzut niciunul. Ei ne-au văzut pe noi. Am văzut căprioare. Da, 4 căprioare. Și cu asta încheiem... Tur vlogul numărul 1474. Mulțumim, noapte bună. Voiam să vă spun pe... mâncare. Ce vrei să spui? Felicitări pentru acest traseu. Așa, mă bucur că mai am picioarele limite de cor. Asta e cel mai important. Și pace în lume. Pace în lume. Un mix sandwich pentru mine acum. Am terminat. Un mix fac pentru tinerii aventurier. La jurnalist, mai zic că vrei să dai. Să cari prompter după tine. Hai să zic. Lasă mâncarea. Bun venit în bucătărie, Jamile. Dă-ne un mix fat. Un mix fat? Da. Mâncați orice prindeți. Că nu știți dacă mai e până de seară cale lungă. Ceva mai drăguț așa. Că totuși stai lângă lac.
Vezi? Și ce se pare că mă încântă? Eu care zic un pic în mâna. Da.